Suspiciunile tot mai mari privind legăturile dintre boala arterelor coronare și Alzheimer au fost confirmate de un nou studiu care a descoperit o relație semnificativă între afecțiunea neurodegenerativă, grăsimile din sânge și 7 caracteristici ale bolilor de inimă. Investigațiile ulterioare au identificat legături genetice între aceste trăsături, evidențiind potențiale ținte pentru investigații suplimentare privind originile ambelor patologii. O echipă de oameni de știință a analizat seturi mari de date genetice pentru a căuta gene comune sau variații genetice care ar putea crește riscul de Alzheimer, boala arterelor și a concentrațiilor de trigliceride și lipoproteine, grăsimi, care au fost implicate în dezvoltarea atât a bolii Alzheimer, cât și a bolilor de inimă. Dovezile observaționale ale legăturilor dintre boala Alzheimer și boala arterelor au sugerat că cele două afecțiuni ar putea avea o cauză mai profundă. Prin includerea lipidelor în această ultimă investigație, echipa a sperat să obțină o imagine mai detaliată a modului în care sănătatea inimii și sănătatea creierului sunt legate. Există dovezi considerabile din studiile observaționale și din alte studii care susțin o legătură între aceste afecțiuni, au spus cercetătorii. Rezultatele analizei sugerează că anumite gene comune joacă un rol în boala Alzheimer. În trăsăturile bolilor de inimă, cum ar fi angina și atacurile de cord, și în creșterea concentrațiilor serice de lipide, inclusiv colesterol și trigliceride. Cu toate acestea, datele nu susțin o legătură de cauzalitate. Faptul că factorii genetici care stau la baza bolii Alzheimer cauzează și boli de inimă sau viceversa. Ceea ce se arată însă este că aceste gene comune ar putea crește riscul ambelor tipuri de boli. Se estimează că aproximativ 139 de milioane de oameni din întreaga lume vor suferi de Alzheimer până în anul 2050. Prin identificarea factorilor genetici esențiali, cercetătorii speră să îmbunătățească metodele actuale de diagnosticare.